una. Ai două variante. Acestea sunt eu la doar un pas de a-l întâlni pe Mițu, pregătit să-l surprind cu ideea ce m-a măcinat de luni întregi. Totul a început acum mai bine de 37 de zile, când probabil știți că am dat drumul la seria de milioane de vizualizări. Încerc să dau de Mițu până când acesta o să numere ceva cu mine. Și acum a venit momentul să-l întâlnesc, să-l confrunt cu această idee la fan meeting-ul lui de la Divertiland. Și totuși am făcut asta doar ca să transmit un singur mesaj. La fel cum eu aproape mi-am îndeplinit scopul să număr ceva cu Mițu, așa puteți și voi să vă îndepliniți visele. Orice este posibil dacă nu te dai bătut și încerci și încerci și încerci. Hai că am lungit-o destul, hai să mergem la Divertiland. Mamă, băieți amici de la metrou și mergem să ne vedem cu Mițu. Bun, băieți, ne pobor, luăm Uber-ul acum, 23 de lei cinstit. De aici e perfect, băgăm și noi chestia o master. Hai că nu se supără mama dacă e... Vlogger. Vine Uber acum, ne auzim la Divertiland. Bun, băieți, am ajuns la Divertiland și acum începem să căutăm pe Mițu. Vedem unde e, sper să vină. E deja 12 ceasul și sper să veni și voi aici, un număr cât mai mare. Acum ne uităm pe aici și vedem dacă e Mițu pe aici. Știi ce zic? Hai să vedem cât de rece, hai să vedem cât de rece, hai să vedem. Ia. Ai două variante. Ok, hai. Stop, stai așa, dă un like chiar acum dacă vrei să vezi continuarea, pentru că m-ar ajuta și pe mine foarte mult să facem și aici 1000 de like-uri. Și nu uitați că la 100.000 de abonați, 100 de abonați random o să-mi semneze butonul, deci eu zic că e un win-win. Ai două variante. Ok, hai. Una, când fac 2 milioane de abonați eu. Ok. Sau doi, dacă mi învinge un cursant de la Trai Academy la o cursă de vânot. Mamă. Un bazin. Când mă bag? Când te bagi? Da. Știu, gata, dar vezi că ai o singură șansă. De o să fii și eu prezent. Mă bag, pe bune mă bag. Da? Mă dar bag, vezi că vreau să te antrenezi și fii atent. Îți dau eu acum, îți dau un abonament. De fapt, nu. Câte abonamente vrei tu gratis la Trai Academy, da? Să fii să te antrenezi, dar vezi că ai o singură șansă. Mamă, dacă te bate, are 12 ani. 12. Deci dacă te bate la mic de 12 ani... Nu mai pot întrebări. Deci dacă îl bate la mic de 12 ani... Nu mai numără nimic, gata, s-a terminat. Dar ce să numărăm totuși? Că n-am nicio idee. Băieți, aveți vreo idee pe aici ce să numărăm? Ia, zice ia ceva. Nu, no, trebuie ceva extrem, mă. Picăturile dintr-o sticlă de apă. Mamă! De 5 litri? Băi! Sticlele alea care dispar bazinele. Plutele alea dispar bazinele. Ah, ok, la culoare, da. La ce zici? Sau ceva mai merge, 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 merge aia și putem să o dăm pe aia. Întreb băieți aici și vedem, zic. Da, eu zic că simt, dar prima oară trebuie să te văd pe tine. Bine, frate, deci la Autopen ce zici? La Autopen, da, la Autopen. Gata, acolo m-am dus de 3 ori. Da? M-am dus de 3 ori, nu te-am. Deci îmi zici cum vrei să te antrenezi acolo. Bine. Ca să transmit, să te pregătești power. Are 12 ani, deci n-are cum. Și la Floresca a fost. Băi, încerc, și la Floresca a fost, și la Floresca, dar nu era deschis. Da, n-am mai continuat noi la Floreasca, da, într-adevăr. Mersi mult, frate, de mult, frate. De mult, de mult, de mult. Ești primul YouTuber care fac eu poți. Nu cred? Ba da. Da? Da. Păi te văd și cu Ștefu. Faci cu mine? Faci cu mine? Cine n-a venit aici, trebuia să vin și voi aici, că e foarte tare. Băi, e prea tare, s-au lăsat și soarele aici. E perfect, mă duc la Trai Academy, stai să mă antrenez. Trebuie să mă antrenez. Așa, hai, bă, hai că-i forță. Copiciu, fii pe fază, că chiar vreau să fac poza aia. Aici am filmat un mini-interviu cu Ariana, să zic așa, dar din cauza vântului și a muzicii foarte tare, nu prea s-a auzit nimic. Dar mă rog, am întrebat-o cam aceeași chestii pe care l-am întrebat și pe Mițu, deci nu-i bai. Mă, n-aveți idee cum mă simt, băieți, n-aveți idee cum mă simt, bă, mă simt așa bine, mă simt așa bine, mă zic ca Mițu. Hai, da? Hai să-i dăm, da, hai să-i dăm. Mițu, eu cred că plec, frate. Da? Te vom, deci ne auzim la Trai Academy? Ne auzim, da, am scris, da, și vedem cum se treaba. Și mă antrenez, cumva, cum fac? Măi, zici să te antrenezi înainte, că ți-am zis, avem o singură șansă. Bine, mă antrenez, o singură? Deci, o singură șansă să-l bați pe cel mic de 12 ani, la un bazin de not. Deci... un bazin, ce să mai ai? Hai, că scriu. Două, hai. Două? Sau una, unu, mă, unu. Hai, unu, eu zic unu, că... Hai, că e jale aici, nu știu. Știi să nu sau? Știu, am făcut un not 5 ani. Aaa, deci are șansă.
Da, de mult, de mult am făcut. Nu contează dacă ai făcut 5 ani, e bine. Știi să nu-ți bine. Te pup, mersi că te-am văzut. Da, păstrăm legătura. S-a mai terminat o serie și iată un nou început, un nou început în care am șansa pe bune să număr cu Mitsu. Și acum probabil vă întrebați ce urmează. În primul rând va trebui să mă antrenez la not, pentru că trebuie să-mi vin cursantul Try Academy cumva, pentru că după cum știți am așteptat 40 de zile doar ca să număr ceva cu Mitsu. Suportul pe care mi l-ați acordat la întâlnirea cu el a fost incredibilă și vă mulțumesc la toți care ați venit la mine să facem poză. Fac cu cel mai mare drag oricând și oriunde, pe bune zic. Mulțumesc în primul rând vouă pentru că ați fost alături de mine în călătoria asta minunată și acum ultima parte, trebuie să învingem cursantul Try Academy. După va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi de toate nu trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să ne gândim la prezent, așa că ne auzim zilele următoare, începem antrenamentele și probabil în câteva săptămâni, o săptămână, două, va trebui să fac marea cursă de not. Așa că până data viitoare, eu am fost Tefu, vă iubesc pe toți, mulțumesc că ați fost alături de mine și ne auzim la următorul clip. Că ta ca te că ta 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 că